Victorie, început de campanie, o așteptăm și pe a doua cu Belarus? Da, o așteptăm și pe a doua. M-au zis că cererea de bilete e foarte mare. Sper să vină cel puțin un 40.000 la stadion. Să-i batem și pe acești belaruși, după care avem 2 luni de pauză, de campionat, de play-off și să ne unim iar pentru meciurile alea din iunie, care sunt decisive. Sunt meciuri importante, sunt meciuri care ne vor deschide probabil drumul spre o calificare. Ne-a dat speranțe această evoluție din Andorra, victoria, evoluția băieților, cum ați văzut? Mai mult e această coeziune, această liniște, această familie care zic ei că au creat-o, decât fotbalul pe care l-au jucat. Dar oricum, e un rezultat, sunt 3 puncte importante. Dacă am mai fi dat 1 sau 2 goluri în repriza a doua, probabil că toată lumea ar fi fost mulțumită. Dar totuși, haideți să fim optimiști și să mergem în continuare mai departe. Țanta conține tot așa, mai rămâne în Serie B dacă nu promovează Pisa și nu activează opțiune. Moruțan, dacă mai marchează 3 goluri și vreo 4-5 asisturi, îți dai seama că chiar dacă Pisa nu promovează, rămâne în Italia, nu va pleca din Italia. Galata nu vrea să dea drumul încă. Galata ține de prețul de opțiune pe care l-a făcut Pisei și vom rezolva problema. Important e ca el să dea vreo 9-10 goluri, are 7-8 asist, dacă mai dă 4, nu mai pleacă din Italia, pentru că 5 milioane e o sumă foarte ușoară pentru un numărul 10 cum e el, pentru o extremă cum e el, pentru un fotbalist de 24 de ani care se marchează cu asist și cu goluri în jur de 18-20. Și Man a marcat. Man vine și el după niște accidentări. Mihail la fel, îi aștept pe amândoi să facă un final de sezon ca lumea. Chiar dacă cred că și Parma ar putea intra în play-off-ul ăla până la locul 8, mi se pare. Primele două intră și celelalte 6 joacă baraj între ele. Ar fi o figură frumoasă să avem amândouă echipele, pentru că locul 1-2 sunt greu de ajuns în divizia B. Să avem 2 echipe în play-off-ul italian pentru a intra în divizia. Sorescu, ce se întâmplă cu el? Care acea opțiune? Sorescu depinde numai de Steaua. Steaua, până acum, cred că el și-a făcut treaba. Sper că Steaua să se bată până la urmă pentru titlu și dacă nu, să ocupe măcar locul 2 și să fie mulțumită de el ca să poată să-i facă opțiune. Cam asta. Eu plec la Paris, băieți. De ce? Ce se întâmplă? Plec la Paris pentru că mă duc la meciurile echipei de Under 17. De Under 19. Și de acolo la Orlean mergem cu trenul, cu ce găsim, e grevă, dar ne-am descurcat, nu? Dar de acolo este ceva, de la U17-U19 avem speranțe că rezultatul... La U19 avem copii de 17 ani care sunt foarte urmăriți de multe echipe, așa că... E meciul cu Franța. Nu avem nicio șansă de calificare, dar important e că e un meci cu Franța și la meciul cu Franța, când joci contra Franței, vin mulți observatori, da? Mult.